Deși în zona de munte a județului Iarna s-a instalat ca la acasă și chiar a creat unele probleme, Compania Națională pentru Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, sucursala Buzău, n-a finalizat licitațiile pentru desemnarea firmelor care vor face dezăpezirea drumurilor naționale care tranzitează județul Buzău. La nivelul județului Buzău, nu avem la acest moment încheiate contractele pentru drumurile naționale se acționează, în schimb, cu cele 17 utilaje pe care cei de la secția de drumuri naționale Buzău le au în dotare. S-a acționat încă din primul moment, în special pe DN10, pentru că știți, este principalul drum care este ocupat în proporție de 80-90% de zona montană. Nu au fost probleme deosebite. S-a împrăștiat material antiderapant, nu am avut probleme pe acest drum. În acest moment, CNADNR, la Buzău, dispune doar de cele 17 utilaje proprii. Un număr total insuficient pentru cazul în care, peste județ, ar cădea ninsori abundente. În momentul în care, să zicem, că mâine ar ninge abundente în tot județul, cum s-ar dezăpezi drumurile naționale? S-a luat în discuție această problemă. Noi sperăm săptămâna viitoare, cel mai târziu, să fie încheiate aceste contracte, să știm cine va dezăpezi drumurile naționale. Până la acel moment se va acționa cu utilajele pe care le au în dotare cele 17, așa cum v-am spus, și în caz de necesitate vom primi sprijin din celelalte județe. În anii trecuți, contractul pentru dezăpezirea drumurilor naționale din județul Buzău a fost atribuit firmei Mecan Construct, a cunoscutului om de afaceri PSDist Dumitru Dobrică. Iarna trecută, utilajele acestuia au trebuit să intervină pentru dezăpezire o singură zi.